Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți acei care sunteți cu noi în fiecare zi și cei care vor mai veni. Să fiți binecuvântați de Domnul nostru. Vrem să pregătim mâncare și o să facem niște ardei umpluți. Avem aici toate ingredientele, avem ardei, avem niște ceapă, iacă așa. Avem trei cepe albe și două roșii. Avem toate, o să vedeți voi că cum o să punem, da? Și acum începem să pregătim ceapa, că vrem să o călim. Începem cu ceapa. Așa. Încă o dată vă spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi, cum sunteți voi. Ce mai faceți voi, dacă ați plecat în vacanță, dacă mergeți, chiar vă rog frumos să-mi trimiteți și mie un comentariu. Prietenii mei, surorile mele minunate, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Știți că mă rog de fiecare dată, mă rog pentru voi ca Domnul să vă însoțească, să vă păzească, să fie de partea voastră la plecare și la venire. Este important acest lucru, să ne rugăm unul pentru alții. Toți avem nevoie de Dumnezeu. Nu. Gata. Nu, te rog din ora să vii să iei. Asta, așa. Acum, ce credeți voi? Că eu mă grăbesc să tai ceapa, că dacă ar trebui să mai o las aici în apă, să mai iasă tăria asta din ea, dar acum eu mă grăbesc să punem ardei să fiarbă. Da. O să tai eu ceapa asta. Trebuie să dau mai așa. Să se vadă. Am lăsat geamul deschis, dar vreau să vă spun că la noi de două zile era foarte cald. Am înțeles că ele au fost 30 de grade la noi. Și astăzi va fi 24. S-a uitat Adol pe meteo. Și astăzi va fi cald. Tot va fi fain. Va să fie. Ne-am dus și aseară. Am fost... Deci a fost cu ceapa asta. Da, așa cum v-am spus, am stat, n-am mai stat Iosif, aseară n-am mai stat Iosif mult, dar ce a fost în ceapa asta, uite, nu m-am uitat bine la ea, mai are așa niște coji în mijloc, nu bine. Gata, i-am luat. Hai, nu. Nu m-am uitat că are coj în mijloc. Ceapa asta roșie. Ce e aici cu ceapa asta? Care a fost? Da, asta era. Are un mijloc. Ce cu ea? Ce cu ea? Nu, spune tu ceapa asta. Na, iac. Mai are coajă în mijloc. Doamne ferește. Nu. Chiar că era frumoasă. Dar lasă bine cum am uitat.
să potăiem așa, cam că și așa se topește ea, să punem la topit, la prăjit, la călit. Da. Și așa cum v-am spus, hai să văd și asta nu are în mijloc. Dar ce cu ceapa asta, mă? Nu are. Asta nu are. Da. Așa cum v-am spus, am stat aseară pe tereasă. Mamă, dar am stat în ora până la ora 12. Aseară? Da. Voi ați venit înăuntru, că a început să vină ploaia și s-a obosit. Iosif era foarte obosit. Ieri toată ziua avea gândul să iasă afară, dar a ieșit el odată afară în ora. Da. V-ați dus la plimbare, ați făcut turul, era prea soare, era cald, foarte cald, era 30 de grade era ieri. Și au venit în casă, iar de-abia aștepta să se ducă soarele, să se lasă, să nu mai fie așa cald, să ieșim afară. Tot el, hai mama, ieșim? Hai mama, să ieșim. El tot după mine ieri. Hai să ieșim afară, că vine prietenii noștri pe tereasă. De-abia așteptat. Că la urmă a început să vină ploaia pe la vreo, cred că era vreo 10 trecut. Cam așa. Și ați venit în casă. Eu am mai stat. Nu, gata. Am tăiat ceapa. Vreau să vă spun că fiecare pune după gust. Da? Ceapă și toate ingredientele care puneți. Eu pun ceapă că nouă ne place, îi dă un gust foarte bun la ardeiul nostru, adică la ardeii noștri, că sunt ardei mai mulți. Ea se topește, nu se rămână așa. Atâta. Și cred că nu este chiar așa mult. Nu. Acum punem ulei, punem un pic de sare și o punem la călit. În timpul ăsta noi ne facem, curățăm ardeiul. Dacă mai am aici așa niște sare, un pic, o să mai punem. Nu, și acum o pun la călit, pe aragaz. Așa, lăsăm încet, ca să nu se ardă. Așa. Nu vreau să mai vină din când în când, să mai amestec aici la ceapă și noi mergem dincolo acum. Acum pregătim și ardeii, îi scoatem capacele astea, care eu nu o să le arunc capacele, o să le pun iar înapoi la ardeii noștri acolo. Da. Chiar dacă este sezonul, m-am gândit să facem, nu? No, uitați ce faine sunt. Sunt faine și nu sunt scumpe, vreau să vă spun. Acum depinde de la caz la caz, că altă dată dacă mergi în piață acolo la produse românești, găsești altă dată sunt mai scumpe, altă dată sunt mai ieftine, așa cum le pune ei ca să nu se strică. Da, ei știu cum le aduc și cât. Dar chiar miroase. Vreau să vă spun că adevărat miroase ardei adevărați. Da, da. Uh-huh. Ați văzut voi ieri că am cumpărat și nu am dat mult pe ei, pe ardeiul ăsta cât am luat. Și dacă mergeam aici la turci, dădeam o grămadă de bani. O grămadă de bani, ați văzut voi că am mai luat când am făcut, din alea așa lungi, și am dat o grămadă de bani. Și acum și s-a mai scumpit. La 2,75 € de bani este pungulița aia care are câte 3, câte 4, așa când sunt mai mari sunt 3 ardei, când sunt mai mici sunt 4-5 și da. Nu. Am condimentat și niște costiță care am cumpărat ieri și vrem să o punem la cuptor să ne facem. Da. Ne pregătim. Așa. Îi spălăm de semințele astea.
Ceapa se face, că deja se aude. Să vedem, noi avem aproape 1 kg de carne măcinată cu carne de porc și carne de vită. Acum ce să facem? Cumpărăm și noi ce putem. Că ieri am fost acolo în piața la Doi Boi, acolo, și așa e când merg cu bărbații la cumpărături, m-am dus cu Marcel, el nu prea are răbdare, el hai repede, hai, dar cumpăr odată, hai. Aglomerație acolo în piață, multă agitație, n-am filmat în piață acolo înăuntru pentru că nu vreau să-mi fac probleme. Nu e ca în România, am văzut că în România ăștia care fac filmări și se duc în piață și oamenii n-au treaba lor. Dar aici, dacă te vede, mai ales că nu știi cum pui camera și o pui pe ei așa, din greșeală, se ia de tine. Nu le place să fie filmat. Și atunci eu am filmat numai așa, că și când ne-am dus cu mașina pe drum, n-am filmat tot drumul, pentru că n-avea rost să filmez tot drumul și să țin atâta camera. Am filmat așa, pe alocuri. Că dacă mergi cu mașina, nu este departe piața, dar dacă mergi cu tramul sau cu metrou, te ia un pic timp, nu vii așa repede cum vii cu mașina. Nici cu mașina, dacă prinzi aglomerație, nu vii chiar așa repede cum am venit noi ieri. Ne-am dus la ora 9 dimineața. Sau, nu, 10 cât era. Și am ajuns aproape la ora 11. Da. Vedeți? Nu era nici așa, să spui că e așa aproape, da. Dar pot să merg cu metrou. Toată lumea merge așa înainte când am venit în Belgia. Nu meream toată lumea cu mașinile. De unde mașini? În 2002 când am venit noi în Belgia. Nu erau, n-avea lumea carnete atunci, n-avea mașini. Mai puțin aveau. Hai că mai lăs ăștia două, să vedem. Poate... Nu le facem pe toate și dacă o să nu ajung, o să le facem. Nu, bun. Acum mă duc să le spăl. Gata. Uitați cum s-a făcut ceapa. Vedeți ce puțin deja s-a făcut? Așa o lăsăm. Nu o ardem așa tare. Să fie moale. La un foc mic am lăsat-o. Dacă la foc mai tare, ea nu se face așa, atunci ea se călește prea tare și se arde. Și acum punem orezul. Orez după preferință. Eu pun o mână de orez. Dintr-un plic 100 de grame am pus jumate din el. Nu punem mult orez. Așa. Că mie îmi place orezul foarte mult. Punem o lingură de boia dulce. Hai să fie una jumate ca să fie bun. Așa. Punem așa niște bulion. Nu spune sonora, ce fain miroasă. Bunătate. Super, super, super. Punem niște mărar uscat, că nu avem din ăla o linguriță. Nici nu mai este, am avut un pic, gata. Punem un pic de... Mai am din pătrujelul ăsta care îl am aici. Ia să vedem. Nu este aici, dincolo l-am lăsat. Asta l-a venit. Da. Da, mai am din asta care o să mai punem. Tot așa, un pic am avut.
Ne punem un pic de aici. Sper să-l desfac. Nu, acum... Mai punem puțin. Oh, nu merge așa bine. Hai să punem așa. Fi pentru un ăsta? Persif, da. Că-l văd așa mare tăiat. Să nu fie altceva, că nu ne place. Nu. Sare am pus. Piper. Am pus acum piper. Și gata compoziția noastră. O lăsăm un pic să răcească. Și gata, o punem acolo, peste carne. Gata. Pentru că orezul ăsta, dacă lăs aici mult, el se face imediat. Pentru că e din ăla basmatic. N-am avut din ăla larg, care pun eu la sarmale sau la ardei. Am văzut că nu mai am și n-am mai cumpărat. Lăsăm să răcească un pic și după aia punem acolo la carnea noastră. Gata. Revenim cu compoziția noastră aici. Așa. Ce fain miroasă. Trebuie să duc asta din coronura. Așa. Bun. Acum fac cu mâna, că nu se poate să facem altcumva, pentru că să frământăm bine. Am fost ieri acolo și am uitat la magazinul ăla turcesc să ne cumpărăm niște... Vreau să vă spun că acum la Prozare toată lumea e plecată în vacanță și multe... Aprozare, hai să spun așa, aprozare. Sunt închise să iau pătrunjel de acolo, proaspăt, verde și măral. Când am ieșit în Nora, da. M-am gândit că nu am luat, ne-am grăbit imediat, ne-am dus să ne cumpărăm iarăși cu semințele și nu a fost. Nu știu când o să mai aducă. Nu, asta e compoziția noastră. Așa, eu cred că este foarte bună și gustoasă. Trebuie să iau o lingură. Să văd dacă e bun. Așa numai, știi? Așa. Dar nu mănânc carne crudă. Super. Super. Nu pun, nu mai pun. Gata, nimic. Ca să nu facem sărat, că dacă mai pun un pic, dacă mai pun, imediat se simte pentru noi. O să mai pun un pic în bulion, în roșii alea care o să pun așa. O să mai pun. Așa. Și acum trebuie să-mi iau o lingură în ora. Și acum umplem ardeii noștri. Da? Dacă tot e sezonul de ardei, să facem ardei umpluți, nu? Da. Așa. Și eu am aici căpăcelele care acum care se potrivește. Acum eu mai știu care e una, care e de la alta, acum care se potrivește. Las. Punem aici așa. Să vedem cât o să ne iasă, da, da? Da, da. Chiar îmi place ieri cu filmarea, că v-ați uitat, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Când fac mâncare, nu prea, lumea se uită. Când vede ceva mai așa, lumea se uită. Vă mulțumesc din suflet că vă uitați, că ne apreciați, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Acum, da, ce să vă spun? Lumea e curioasă, că cum e aici în Belgia, poate e în piață. Sau nu. Când fac mâncare, lumea nu prea să uită așa nu știu ce, 1000 de persoane. Domnul să vă binecuvinteze și pentru asta. Las.
mergem mai departe. Da, da. Da. Ce să facem, prieteni? Eu acum mă tot le încurc. Eu mai știu care e de la una, care e de la alta. Unde să mai știu? Capacele. Da. Chiar vă rugăm frumos să vizionați videoclipurile noastre. Nu știu de ce nu vă uitați când fac mâncare, nu prea să uită lumea așa, nu știu de ce. 1000 de persoane, 1000 câteva persoane, minimum, nu știu dacă se strânge 2000 la o filmare, dar nu, Domnul să vă binecuvinteze. Să le iau pe aștia mai mari prima. Nu cred că e prea multă carne și prea puțin ardei. Lasă că dacă o să mai rămână, o să facem o ciorbă de perișoare. Că așa se face și la perișoare. Punem orez, punem de toate și le facem. Da? Și nu strică. Ia ca așa. Acum să vedem. Să vedem, să vedem. Mai avem ardei acolo. Da, a vrut Marcel ieri, nu, a vrut el să pună aseară live, dar nu, pentru că am zis, lasă Marcel, pentru că lumea e plecată, în vacanță, pe drumuri, la mare, nu are lumea timp să mai pună pe live. Asta aia a fost mai mare, la una mai mare, și așa că, uitați așa, am încurcat capacele, ce să fac acum? Nu. Am zis că nu are rost să stă, că nu e ușor să stai acolo, să citești, să vorbești atâta, nu e ușor. El și obosit, da, nu e ușor. Cine vrea să se uită, să se uită, cine nu, Domnul să-i binecuvinteze, lasă. Imediat le punem la fiert și gata. O să mai fac și pe alea. Avem ardei, avem. Cred că e vremea pe ploaie afară. Dar să știți că un pic a picurat aseară când am stat afară. A picurat. Nu mult, așa, vine câteva picături și s-a oprit. Și Nora și Iosif, cred că nu, Iosif cred că a fost obosit, nu că a fugit el de ploaie. Nu cred că a fugit de ploaie. Era obosit săracul. Da, agitat. Una, ia ca așa. Una. Punem și cu asta în picioare să stă cumva aici, așa. Nu. Mai facem și ăștia. Hai că le fac. Ca să nu rămână, că dacă le las aici, să strică. Crastaveții ieri, care i-am cumpărat, au început deja unul, tot era până dimineața, am încegăit acolo. Bun, nu sunt rău, sunt de seră, cine știe de ce sunt. Acum, ce să vă spun? Prieteni, frați și surori, mai știm noi ce mâncăm? Nu mai știm noi ce mâncăm. O legumă bună, făcută, bună, crescută în grădină, nu se strică de azi pe mâine. Și mai ales cine știe când îi aduce și când mai stă acolo. Că le pune la frigider, ce crezi? Le pune să stea la rece, ca să nu se strică legumele, ca să nu... Și sunt de seră, cine știe, sau... Dumnezeu știe, nu mai știu ce să mai spun. De ce sunt?
Da. Dimineața când m-am uitat, tot era un mulce găit acolo pe tavă. Am mâncat la cubelă. Nu, acum spăl și asta. Le spăl și ăștia doi ardei. Să spăl și capacele. Și gata, imediat suntem, le punem imediat. N-am pun cimbru. O lasă că punem un pic așa în ăsta și bună ziua. Am uitat de cimbru. Da. Da. Am știut eu că ce am uitat. Cimbru. Ce da. Fede de dafin? Fede de dafin punem și piper, așa, punem da, așa, da. Da, Nora. Punem acolo. Când punem aici. Da. Bulionul. Cu apa. Da. Punem. Ăsta e mare ardei. Mm-hmm. Ăsta-l mâncă Marcel, să vedem. Cel mai mare. El zice, pentru mine. Este adevărat. El nu mai mănâncă Marcel. Marcel acum vrea să slăbească. A mai slăbit Marcel. Da, da. Marcel a mai slăbit. Nu, Nora, chiar fix. Da. Eu cred că 12 bucăți am aici de ardei. Da, da. Toată carnea, ai văzut? 12 bucăți. Una. Ei, doamne. Ia că așa punem aici căpăcelul. Nu. Chiar la fix și oala mea. Vedeți? Arăt aici așa, Nora. Da. Chiar la fix. Nu. Oprește un pic camera, Nora. Nu, acum eu am pregătit aici niște bulion, așa. Ai grijă. Da, da. Da. Niște bulion cu apă. Care o să punem și aici puțină sare. Așa. O să punem puțin din cimbru acum. Dacă l-am pus în carne, punem acum. Așa. Să iau asta. Hai că mai punem un pic. Dar e cu zile astea, Doamne, ce cu ele. Lasă că și așa e miroasă. Tare. Așa. Dacă o să mai trebuiască apă, mai punem, mai completăm cu apă, dacă nu, să vedem acum. Așa. Un pic mai trebuie, ca să dă deasupra, ca să fiarbă. Da. Așa. Mergem la ragaz. Gata. Am mai completat cu apă. Și acum punem niște piperboabe. Așa, câteva. Și niște frunzulițe de foi de dafin. Așa. Așa, atât. Punem capacul și lăsăm la un foc mic. Dăm drumul la ragaz. Lăsăm la început să începe să fiarbă și după când vedem că începe să fiarbă, lăsăm focul mai încet și lăsăm la foc mic să fiarbă foarte bine. Cât o oră, o oră jumate, două, când vedem că ardeii începe să fie moi și carnea să fie fiertă. Da, vrem să ne facem și niște salată. Pentru că nu mai lăsăm crastaveții ăștia că să strică. Și păcat că am dat banii pe ei. Imediat ardeii o să fie gata. Cărnița e gata, care am pus-o la cuptor. Ne facem o salată de roșii, de crastavia. Uitați, ăștia nu sunt crastavi, ăștia sunt de seră sau cine știe de ce, Doamne. Și dai banii pe ei.
Ce mai mâncăm în lumea asta, nu știu. Da. Zici că nu sunt adevărate, zici că sunt de plastic. Nu, îți dai seama, ia uite aici, asta aveți. Și că asta aveți, sunt și ăștia, Dumnezeu le știe. Toate sunt veștile, nu sunt bune de nimic. Așa. După care o să ne facem niște gomboțuri. Vreau să vă spun că am vrut să fac ieri. Nora e în bucătărie, mai vino și tu aici în filmare, Nora. Mai vino și tu aici în filmare să te vadă prietenii, că ai o grămadă de prieteni care te iubesc și îți trimite atâta frumoase mesaje. Îți trimite Nora în bucătărie, face acolo la voi. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți care mă apreciază și le place de noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Na. Iată și roșioarele astea. Așa, imediat să vedem dacă am făcut și un cartof de pireu. Așa cum v-am spus, o să ne facem niște... Este cameraman. Da. Da, el ne filmează. Imediat masa noastră, adică mâncarea noastră o să fie gata și o să punem și noi masa să mâncăm. Da? No, bun, Iosif, revenim. Gata. Vreau să vă spun după 2 ore că ofer sarmalele, adică ardei, iar, pardon. Ardei, așa spunem, sarmale, ardei în puț, da? Așa încet, cum vedeți acum, da? Am lăsat să fiarbă, uitați, sunt după 2 ore. Acum vrem să oprim aragazul și vrem să punem una așa, ca să facem și poză, Nora. Da. Așa, sau două. Fain, mamă, așa. Ce miroase aici în bucătăria ta. Mamă, nu mă ardei miroase. Nu mă ardei în puți. Nu mă bunătate. Nu mă bunătate miroase. Așa? Da. Ce frumos. Ce frumoase sunt. Ce culoare faină. Să știi că au. Mm-hmm. Miroase. Miroase până sus la 5-lea etaj. Da. Păi tu când faci mâncare, toată casa miroase. Până jos la scări și până sus. Așa e, Nora, când faci mâncare, da. Punem puțină zeamă, așa, frumos, da. Ce sarmam. O să ștergem și asta, farfuria, mergem dincolo, Nora. Da, luăm și noi masa, da. Poftă bună vă dorim, sarmale umplute. Ardei umpluți. Ardei umpluți, toate bune și gustoase, poftă bună să aveți. Vreau să vă spun că... Mm, super. Șalătica noastră. Este o bunătate. Pireul da. Nostru. Cărnița noastră la cuptor. Da, Nora. Ardei umpluți. Uitați sigur. Ce fain a ieșit și ce culoare faină are. Nu se făcea mai de mult acum. Așa mă zic. Dar vreau să vă spun că cine este foame, nimic n-am mâncat astăzi. Este ora 2. Nu? Acum, da. 2 și 5 minute. Da. Da. O să mergi cu pâine aici. Da? Pâine, o să mergi cu pâine. Iosi mănâncă toate modele acolo. Le mănâncă cum vrea. Eu și Marcel mâncăm numai ardei, nu? Da. Și cu zeama asta? Da. Nu, no, cum sunt? Vă place? Mai facem așa. O bunătate? Aici. Mai facem și așa. Cum spune Marcel. Da. Bun, mulțumește și tu la prieteni pentru că nu prea ești pe filmare. Ieri și astăzi un pic. Am dormit, am fost obosit, vă rog să mă scuzați. Da, deci cam atât a fost pentru ziua de astăzi. Vă mulțumim pentru că sunteți cu noi, pentru că ne apreciați atât de mult. Vă dorim o zi binecuvântată de Dumnezeu și vă rugăm să vă abonați la canalul nostru de YouTube și până data viitoare vă spunem la revedere! La revedere!